Haideți să ne ridicăm și citim un cuvânt. Cuvântul din seara aceasta este un cuvânt foarte cunoscut, este un verset de aur din Scripturi, Ioan 3 cu 16. Dacă pot să afișez, Ioan 3 cu 16, haideți să-l spunem împreună după masa aceasta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Mai odată, mai așa, mai cu dăruire un pic, da? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. O să stăm într-o rugăciune comună înaintea lui Dumnezeu și cerem ajutorul lui Dumnezeu pentru slujba aceasta de predicare, dar așa cum am auzit, să ne rugăm să ne dea Dumnezeu un duh de pocăință. Amin. Nu ne putem pocăi dacă nu înțelegem prima dată, dacă Duhul lui Dumnezeu nu ne descoperă adevărul și dacă nu aduce lumină și convingere să ne arate unde suntem și cum suntem. Atunci ne putem pocăi. Aceasta este lucrarea Duhului, să ne ducă spre pocăință. Haideți să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze prin cuvântul Lui și să ne ducă într-o stare de pocăință pe fiecare dintre noi. Ne rugăm cu toții lui Dumnezeu. Locurile. Dacă un grup de oameni, câțiva dintre noi, ar merge într-o biserică și ar vedea pe pereți icoane și ar auzi liturghia, am cunoaște imediat că suntem într-o biserică ortodoxă. Dacă am intrat într-o biserică și am auzit Ave Maria, am ști toți și am cunoaște toți că biserica aceea este catolică. Dacă intrăm într-o biserică și se vorbește despre sabat, am ști și am cunoaște toți că aceea este o biserică adventistă. Dacă am intrat într-o biserică și s-ar predica despre vorbirea în limbi și prorocii, am ști și am cunoaște toți că aceea este o biserică, asta zis mai tare, penticostală, da? Dacă am intrat într-o biserică și am auzit predici despre baptizo, da? Am ști că ai o biserică baptistă. Dacă am intrat într-o biserică și am vedea că oamenii se iubesc unii pe ceilalți, am ști că e o biserică de ucenici. Pentru că Scriptura zice, vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă vă iubiți unii pe alții. E, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă vreți să fiți o biserică de ucenici, va trebui să fie iubire. E, tot mai rar se văd biserici pline de iubire. Avem icoane, avem liturghii, avem rugăciuni, avem coruri, avem fanfare, avem programe, dar nu avem iubire. E, în seara aceasta trebuie să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră că iubirea lasă cicatrici. Pe unde trece iubirea, lasă urme, lasă semne. Nu există iubire fără să lase semne. Nu există iubire fără cicatrici. De aceea predica din seara asta se numește cicatricile iubirii. Pentru că întotdeauna, să știți, iubirea lasă urme, lasă semne, lasă cicatrici. Dumneavoastră nu mă prea vedeți de unde sunteți, dar eu am niște semne aici pe cap. Niște tăieturi și cusături sunt semne pentru că am iubit fotbalul. Avem semne pe trupul nostru pentru că am iubit lumea. Numai că Apostolul Pavel zice, eu port pe trupul meu semnele Domnului Iisus Hristos, să nu mă mai necăjească nimeni. Unii poartă semnele Domnului Iisus. Însuși Domnul Iisus poartă niște semne pentru toată veșnicia, ca să dovedească că ne-a iubit. El este singurul, de fapt, am mai spus lucrul acesta aici, care va purta urme și semne pentru toată veșnicia, pentru că întotdeauna iubirea lasă cicatrici, lasă semne și lasă urme. Ei, în seara aceasta noi ne vom ocupa sau vom vorbi despre cicatricile iubirii, dar ele sunt mai multe. În seara aceasta luăm una sau două și urme, semne, cicatrici pe care le lasă iubirea. Și trebuie să înțelegeți, dacă iubirea a trecut peste viața dumneavoastră, trebuie să aveți semnele astea.
Na, gândiți-vă dumneavoastră la semnul ăsta. Pune înapoi Ioan 3:16. Hai, ajută-mă acolo și lasă versetul acolo să vedem. Ia auziți ce zice versetul ăsta. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a cântat o cântare. Dar nu ăsta semnul iubirii, să cânți. Deci, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a predicat o predică. A spus o poezie. Nu. Deci, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cicatricea iubirii sau semnul sau urma iubirii este dăruirea și dărnicia. Putem să le punem pe același ca la pod, da? Ca un semn, ca o cicatrice, sau puteți să le luați în două. Dăruirea și dărnicia. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, nu există iubire să fi trecut peste cineva și să n-aducă dăruire și dărnicie. Pentru că însuși Dumnezeu ni s-a dăruit pentru că a iubit. Și Dumnezeu l-a dat pe Hristos, binecuvântat să fie El. De aceea v-am spus, cred că cu luni înainte aici, cred că în iarnă, dacă poți să pui Geneza, capitolul 22, versetul 5, acolo este pentru prima dată menționat cuvântul închinare. Și vorbește despre Avram și băiatul lui și zice la un moment dat, zice, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și ne vom întoarce la voi. Da? Geneza 22:5. Și zice, ne închinăm și ne întoarcem la voi. Și atunci, da, ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Și versetul 6, pune și versetul 6. Ia uite ce zice la versetul 6. Avram a luat lemnele pentru arderea de tot. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că baza închinării se numește ardere de tot. Prima închinare din Biblie n-a avut muzică în ea. N-a avut nici cântare, nici poezie, nici predică. Era o ardere de tot și va trebui fiecare dintre noi să înțelegeți că baza închinării este arderea de tot, mistuirea totală, predarea totală, dăruirea totală. E foarte puțini oameni care cântă sau slujesc în față aici, sunt dăruiți total lui Dumnezeu, pentru că n-a trecut iubirea peste ei. E, când trece iubirea peste tine, lasă niște cicatrici, te dăruiești. E, ce înseamnă să te dăruiești? De exemplu, dumneavoastră ați venit aici, pentru ce ați venit? La părtășie. Ce înseamnă părtășie? Părtășie înseamnă să te pierzi în ceva. Adică te dăruiești și te pierzi într-un lucru și nu mai existi. De exemplu, ce înseamnă părtășie în cântare? Când cineva cântă o cântare și te pierzi în cântarea aia, tu efectiv te-ai dăruit în cântare, te-ai pierdut în ea, aia se numește părtășie în cântare. Noi avem spectacole, pentru că ce să face? Majoritatea oamenilor vin la biserică, stau și ascultă o cântare. Și asta fac și la spectacol. Mă duc, mă pun pe bancă și ascult un solist cum cântă o cântare. Nu. Părtășie înseamnă să mă pierd în cântarea. Ei, când m-am pierdut în cântarea aia, înseamnă că eu m-am dăruit, efectiv. Și aia creează părtășia. La fel în rugăciune. Când mă dăruiesc sau mă pierd în rugăciunea aia, aia se numește părtășie. Sau ascult o poezie și mă pierd în ea. Sau ascult o predică și mă pierd în predica aia. Te uiți în sală de multe ori la oameni și îi vezi după ei. Că unii dintre ei ascultă predica și se dăruie efectiv să pierd în predica aia. Ei numai gata, s-au pierdut de peste tot și sunt în predică. Ei, asta însemnează dăruire, părtășie. Trebuie o mistuire totală, trebuie o dăruire totală, trebuie o predare totală. Ei, altfel avem spectacole cu niște profesioniști în față. Dar pe vremuri nu existau profesioniști ăștia. Eu n-am treabă că sunt profesioniști, foarte bine că muncesc pentru lucrul ăsta. Dar nu mai există dăruirea aia, pierderea aia în lucrul care îl faci, mistuirea aia. Dăruirea aia. De aceea trebuie să înțelegeți semnul sau una dintre cicatricele iubirii este dăruirea. Da? Dar nu despre asta vreau să vorbesc în seara asta, ci vreau să vorbesc despre dărnicie. Nu știu cât o să vă placă în seara asta predica, dar poate că o să fie o operație fără anestezie, dar face bine. Eu n-am văzut niciodată cineva să ducă bolnav la doctor și doctorul să ia o injecție sau bisturiu să treacă la operație și bolnavul să-i dea una. Numai când predici unii nu le convine. Am asistat în viața mea în momente când eu predicam și am văzut persoane ieșind afară. Pentru că au zis, ai vorbit, m-ai atacat pe mine. Asta e predica. Sau am văzut
lovim pe cineva, hai să mergem. Acum sunteți liberi să plecați în seara asta. Unii o să mai stați un pic de rușine, așa, dar trebuie să ne ocupăm de lucrul ăsta, pentru că dărnicia este cicatricea iubirii. Adică dumneavoastră trebuie să înțelegeți, măsura iubirii dumneavoastră este măsura dăruirii și a dărniciei. Nu puteți iubi mai mult decât vă dărui și decât dați. Da? De aceea dărnicia este o cicatrice a iubirii. Ia uitați-vă dumneavoastră, cerul nu primește nimic, numai dă. Cu cât ești mai ceresc, cu atât dai mai mult. Cerul nu primește, el numai dă. Dă ploaie, dă soare, îi luna, îi stelele, totul încântător, ele toate dau, nu primesc, dau. Da? De aceea avem un asfințit, avem un răsărit care dăruiește frumusețe, pentru că dărnicia asta face. În momentul când dăruiești, creezi frumusețe în jurul tău. Totul jubilează de frumusețe. E, cerul, el nu primește, numai dă. Dumneavoastră vreți să fiți cerești? Doamne ajută-ne, da? Cu cât sunteți mai aproape de cer, mai cerești, cu atât dăruiți, vă dăruiți și dați mai mult. Da? Acum gândiți-vă la pământ. Pământul primește ce dă cerul, dar dă și el. Și creează din nou frumusețe, că e un ciclu. Primești, dai, primești, dai. Și uitați-vă la pământ, primește ce dă cerul și dă verdeață. Și se duce într-o grădină și e relaxare și e odihnă, pentru că pământul de fapt a primit ceva de la cer și a dat mai departe. Și asta e frumusețea. Da? Și dumneavoastră când vă uitați într-o grădină sau vă duceți într-o priveliște frumoasă, este pentru că pământul a primit și a dat. A primit și a dat. Și dă sămânță, și dă fructe, și dă legume, și dă verdeață, și se creează o frumusețe. Dar fiți atenți, și ființele de pe pământ acum, vaca mănâncă verdeață și dă lapte. Și iară creează frumusețe și copii și noi tot. Băi, ce mâncăm dimineața? Ce bem? Lapte! Lapte peste tot. Dumneavoastră nici nu puteți bea cafea fără lapte. Dacă cafea o puteți elimina, dar laptele, ba! Pentru că e o frumusețe creată, da? Vaca primește, mănâncă verdeață și dă lapte. Ia gândiți-vă dumneavoastră, albina mănâncă polen și dă ce? Iară creează ceva dulce, o dulceață, care este încântător pentru noi. Găina, de exemplu, mănâncă cereale și dă ce? Ouă. Și iară din nou, omletă dimineața. Și tot... Ei, toate lucrurile astea sunt frumoase pentru că respectă ciclul ăsta. Tot Dumnezeu a creat natura asta în tot ciclul ăsta. Pământul primește și dă frumusețe. Vaca primește, dă. Albina primește, dă. Da? Găina primește, dă. Totul până la om. Când pământul îi dă la om, zice om așa, știu ce am să fac. Am să măresc hambarele și am să depozitez tot pentru mine. Și Dumnezeu s-a uitat din cer și a zis, ați înnebunit. Asta e nebunia. Trăim într-o nebunie continuă. Tot ciclul ăsta al naturii respectă tot ce a dat Dumnezeu și creează frumusețe. Numai omul dă mai departe urățenie. Nu mai vrea să dea frumusețe, pentru că adună totul pentru el. Și totul grămadă. Acum, ascultați-mă un pic ce vă spun. M-am notat aici niște lucruri pe care nu le-am scris eu. Nu sunt de la mine. Tozer spunea așa. Am îndepărtat prin explicații că este greu ca un om bogat să intre în împărăția celor. Căutăm toate argumentele, toate explicațiile să găsim loc pentru bogați. Și parcă nu vrem să acceptăm că Biblia nuanțează puternic că este greu pentru un bogat să ajungă în împărăția cerului. De ce? Pentru că nu creează frumusețea asta în ciclul ăsta. Primești, dai, primești, dai. Și în momentul când devii bogat, însemnează că ai adunat pentru tine. Și asta se numește nebunie. Și încercăm cu argumente. Bă, nu, trebuie cumva să găsim o soluție ca să ne îmbogățim. Dar nu. Aici se pierde frumusețea. Toată frumusețea ciclului ăsta se pierde pentru că nu dă mai departe. Ei, bogăție însemnează ceva adunat grămadă.
care aștept să-l folosești numai tu și nu este investit în nimic. Dragilor, e greu pentru biserică să înțeleagă că Domnul, capul bisericii, n-a fost bogat. Pe cine urmăm? Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, Iisus primea și El. Tot ce primea, pâine, pești, lucruri materiale, le împărțea cu alții. Asta era frumusețea. Nu că nu primeau, aveau pungă. Dar primeau și dădeau. Primeau și dădeau. Ucenicii, apostolii, n-au fost bogați. De ce? Păi ăștia puteau să fie cei mai bogați oameni din lume. Să faci o înviere. Cât ați fi dumneavoastră în stare să dați pentru o înviere? Păi plătiți dumneavoastră transport și asta, că vine unul și nu știu. Păi da să vină unul să-ți învieze copilul. Păi fi în stare să-i dai toată averea. Oamenii ăștia n-au fost bogați. De ce? Pentru că ei primeau, dădeau, primeau, împărțeau, primeau, împărțeau, cu mulțimile. E greu acum să acceptăm că Domnul nostru a fost simplu și să urmăm această simplitate a lui Dumnezeu. Asta nu e problema că ai, ci că nu respecti ciclul și atunci întrerup frumusețea. Primești și dai, primești și dai. Se pare că am uitat unele versete care sunt în Scriptură. 1 Timotei, capitolul 6. Ia uitați dumneavoastră ce spune la Timotei, capitolul 6, versetul 11. Versetul 7. Noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Vreți să vă îmbogățiți? Na, asta urmează. Cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani, versetul 10, este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpus singuri cu o mulțime de chinuri. Și acum fiți atenți ce zice la versetul 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de ce? Păi de lucrurile care fuseră scrise. Fugi de așa ceva. Caută altceva. Știți ce spune la Iacov? Uitați dumneavoastră ce spune la Iacov, capitolul 5, versetul 1. Ascultați acum voi bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli, pentru că l-ați adunat și nu le-ați folosit. Aurul și argintul vostru au ruginit, pentru că nu l-ați folosit. Și rugina lor, deci orice lucru îl stai și se prinde rugina pe el și nu-l folosești pentru alții, deci rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea, v-ați strâns comori în zilele din urmă. Dragilor, e atât de simplă Biblia, zice, nu vă strângeți ce? Comori, ci strângeți-vă comori în cer. Păi cum pot să nu-mi strâng comori aici, să-mi strâng comori acolo? Păi comorile care le ai aici le folosești pentru acolo. Ai comori aici și le folosești să-ți aduni comori sus. Nu le ții, că dacă le ții nu mai ai nimic sus. Dar dacă comorile care le ai aici le folosești, da, îți aduni comori sus. Ascultați-mă, dacă Dumnezeu v-a dăruit posesiuni materiale și bogății, sigur nu sunt numai pentru tine. Nicăieri în Sfânta Scriptură, unde Dumnezeu a așezat un om cu capacități, nu există un gol în jurul lui, ci există oameni în jurul lui pe care trebuie să-i ajute. Iosef a ajuns prim-ministru. Pentru cine a ajuns? Pentru cine a ajuns? Pentru poporul lui Dumnezeu. Ester a ajuns împărăteasă. Pentru cine a ajuns? Sigur dacă ai ajuns cineva. Sigur dacă ai o funcție. Sigur dacă ai posesiuni materiale. Sigur dacă ai comor, Dumnezeu a așezat în jurul tău oameni pe care trebuie să-i ajuți. Și bogatul avea lângă el un sărac pe care nu l-a ajutat. Deci sigur, dacă ai ceva, Dumnezeu a așezat
lângă tine oameni cu care să împarți. Dumneavoastră știți, de exemplu, dacă poți să pui 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 13. 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 13. Auziți dumneavoastră ce spune acolo? Dumneavoastră țineți minte că în Vechiul Testament, când cobora mana din cer, trebuia să culeagă în fiecare dimineață mana asta. Unii aveau capacități, puteri și resurse să adune mai mult decât un omer. Asta era potrivirea, un omer. Și unii chiar aveau abilități. Aveau puteri și capacități și adunau peste un omer. Alții n-aveau capacitățile astea și adunau sub omer. Și ce se întâmpla? Ăia care adunau peste, ce trebuia să facă? Să se uită în jurul lor că erau oameni cu incapacități, care trebuie să aibă și ei un omer și să fie o potrivire. Ei, dragilor, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, dacă Dumnezeu va da capacități să faceți bani, să faceți posesiuni materiale, să faceți ceva pe pământul ăsta, nu e rău, dar sigur Dumnezeu a așezat lângă dumneavoastră oameni care n-au aceleași capacități și trebuie să împărțiți cu ei. Pentru că asta este matematica Bibliei cea mai sfântă. Împărțirea, nu adunarea. Nu adunarea, nu înmulțirea, ci împărțirea. Zice, cine are două haine, sigur Dumnezeu pune lângă el pe cineva să-i dea una. Dacă ai de mâncare, sigur Dumnezeu pune pe cineva lângă tine să-i dai de mâncare. Numai că trebuie să fii atent. În jurul tău, numai acum când am venit, eu m-am gândit la vreo 4 familii cu copii, 10, 11, 7, care au nevoie de ajutor. Și dacă te gândești și tu în jurul tău, imediat depistezi anumite familii sau anumite conjuncturi și împrejurări care au nevoie de ajutor. Și trebuie să faci această împărțire. Auziți ce spune aici? Aici nu este vorba ca alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire după cum este scris. Cel ce strânsese mult, ai capacitatea, strângi mai mult, n-avea nimic de prisos. Și cel ce strânsese puțin, nu ducea lipsă. Observați, o potrivire. De aceea n-ai voie să mori bogat. Pentru că trebuie să împarți cu ceilalți din jurul tău. Doamne, ai milă de noi și ajută-ne. De aceea, dragilor, Biblia, trebuie să știți, ați mai auzit lucrul acesta, vorbește despre bani și face la un moment dat stăpân, mamona. Poate să fie un domn sau poate să fie o slugă. E, dacă ții slugă, atunci trimiți slujile peste tot. Atâta timp cât tu domnești peste bani și ieți în slugă, îi împarți peste tot slugile. Du-te, fă treaba aia, du-te, fă treaba aia. Dar când stăpânește peste tine, atunci aduni grămada și nu e corect. Fratele Valentin Popovici, mi-am notat aici câteva versuri din poezia lui și dintr-o altă cântare a lui fratele Georgel și spune așa, mai de mult, creștinii în lume erau călătorii spre o țară. Cum de azi își fac palate într-o lume așa murdară? Mai de mult era credința aur din Sfânta Scriptură. Cum de azi credința e rară, toți aleargă după zgură? Mai de mult era dorința toți să ajungem misionari. Cine ne-a schimbat consoana să ne vrem milionari? Și fratele Georgel scrie, o, voi miliardari ai lumii, unde ați plecat, unde ați fugit? Atâția frați de-ai voștri așteaptă umblit de linte, dar gătit. O, voi ce stați în mari palate și n-aveți timp nici de a muri, opriți-vă din goana voastră o clipă doar pentru a iubi. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți semnul, urma, cicatricea pe care o lasă iubirea este dăruirea și dărnicia. Totul merge pe ciclul ăsta ca să creeze frumusețe. De aceea există oameni atât de săraci în lumea asta pentru că nu avem frumusețea asta și nu respectăm ciclul acesta să primim și să dăm. Doamne, ajută-ne și ai milă de noi. Acum trecem mai departe. Cât să dai? Am înțeles
cicatricea trebuie să vină, urma, semnul păstătie, dărnicia, dar cât să dai? Trebuie să înțelegeți un lucru în seara asta. Noul Testament nu mai prezintă norme pentru dărnicie. Nu aveți nicio normă. Pentru că în Noul Testament ți se dă un test al inimii. Și zice Pavel, fiecare din voi să dea cât? Cât a hotărât, că alții au dat peste puterile lor. Da? Deci fiecare din voi să dea cât a hotărât în inima lor, pentru că acum e un test al inimii, nu mai ți se dă normă. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, cea mai mare dărnicie, cea mai înaltă formă de dărnicie, este cea pe care nu ți-o cere nimeni. Și acum Dumnezeu nu-ți mai cere nicio normă în dărnicie. Absolut nicio normă, trebuie să știți lucrul ăsta. Nu mai există nicio normă în dărnicie. Pentru că acum Dumnezeu vrea să-ți vadă inima și îți dă test la inima. Hai să-ți văd inima. Și un test. Să vedem cât dai tu. Din inima ta. Și te testează. Fără normă. Acum dacă vă uitați, de exemplu, în Sfântele Scripturi, o să vedeți niște cazuri. Gândiți-vă la Avram. Vreau să vă întreb, i-a cerut Dumnezeului Avram să dea zecioală? Nu. A fost o hotărâre a inimii lui. A câștigat o biruință, s-a întâlnit cu preotul Melchisedec, da? Și i-a dat zecioală din toate. Nu a fost nicio normă absolut, ci a fost o hotărâre a lui Avram în inima lui să dea 10% din toate. Lui Dumnezeu se pare că i-a plăcut așa de mult că a pus o normă pentru tot poporul lui Israel, pentru toți urmașii lui. Dar Avram, când a dat zecioală, a dat din inima lui după hotărârea lui. Așa că dumneavoastră, dacă vreți să dați zecioală din inima dumneavoastră, după hotărârea inimii dumneavoastră, slăvit să fie Domnul. Numai că avem, de exemplu, altceva, gândiți-vă dumneavoastră la Zacheu. Zacheu a venit și a zis, jumătate din avere... Nu. Dar cine i-a cerut? I-a cerut cineva să dea jumătate din avere. Așa a fost bucuria de mare când intram mântuirea în casa lui, încât o zis, jumătate din avere, bă, m-am întâlnit cu Iisus. Jumătate din avere o dau. Și dacă dumneata le hotărăști în inima dumitale și jumătate din avere vrei să o dai sau jumătate din ce câștigi, slăvit să fie Domnul. Nu spune nimeni normă. Dar vine o văduvă la templu și pune acolo cât? Cât a fost aia doi bănuți? Tot. Dar vreau să vă întreb, i-a cerut cineva la văduva asta să pună tot? Păi de ce a pus tot? Măcar să fi pus zecioală din Vechiul Testament. Nu, pune tot. Acum, dacă Dumnezeu îți dă harul ăla și ești cucerit și uimit de frumusețea lui Dumnezeu și vrei să lași tot, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă întreb, vă place când a venit Duhul Sfânt la cincizecime? Dar știți ce zice acolo? Când a venit Duhul Sfânt, zice, își vindeau averile. Și niciunul nu zicea că averile sunt ale... Dar vreau să mă întreb, cine le-a cerut să-și vândă ogoarele și averile? Le-a cerut cineva? Nu le-a cerut nimeni, dar de ce vândeau? Păi nu i-a zis Petru, Anania și Safira, pentru ce ați vândut? Dacă nu vândeați moșia, nu rămânea aia voastră? Dar de ce își vindeau oamenii averile și ogoarele? Și banii împărțeau după nevoie. Iară, împărțeau atunci când e Duhul Sfânt, totdeauna e împărțire, nu e adunare. Numai dumneavoastră trebuie să vă placă asta cu Duhul Sfânt. Când vine Duhul Sfânt, e împărțire. Dar nu le-a cerut nimeni. Așa au avut în inima lor. Acum, luați dumneavoastră o hotărâre în seara asta. Cum hotărâți dumneavoastră în inimă? Vreți 10%? 50%, tot, să vindeți averile, cum vreți dumneavoastră? Cât e dragostea dumneavoastră? Cât e dăruirea dumneavoastră? Cât e dărnicia? Nu mai există norme. Dar, oameni, când coborâm ștafeta atât de jos, da, nu trebuie să dai 10%, dă jumătate. Dă tot. Vindeți averile. I-a zis cineva lui David să facă o casă pentru numele lui Dumnezeu? Nu. Așa a vrut David. Și acum este un test al inimii. Ia să-i văd acum. Ia să văd eu cât dau ăștia. Și este un test al inimii. Dă cât ai hotărât tu în inima ta. Dar trebuie să știi că este o testare. Și ascultați-mă ce vă spun în seara aceasta. Modul în care îți cheltuiești banii arată cât ești de ceresc sau pământesc.
Pentru că dacă ești pământesc, ai scopuri pământești și risipa va fi pentru pământ. Dacă gândești cerește, ai scopuri cerești, risipa va fi cerească. De aceea, dacă nu suntem credincioși în cele pământești, să ne facem prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, nu știu cine ne vrea oferi pe cele cerești adevărate. Noi vrem alea cerești, dar nu suntem credincioși în cele pământești. Ascultați-mă, felul în care dăruiți arată mult despre un om. Arată mult despre un om. De aceea Dumnezeu îți dă un test al inimii, zice, nu te mai oblig nici atât, nici atât, nici atât. Ai exemple în Vechiul Testament, în Noul Testament, în care oamenii au dăruit după hotărârea inimii lor. Ia și tu o hotărâre. După dragostea și după iubirea care o ai. Uite, sunteți fete aici. Dacă vreodată vă cere cineva în căsătorie și vă duce la o cofetărie să vă cumpere o prăjitură și zice vrei să-ți o alegi pe cea mai ieftină, trebuie să-ți dea de gândit. Dar sunt unii care zice și luna de pe cer ți-o dau. Mă, parcă pare altfel. Nu e a lui luna. Dar parcă ceva vrea. Zicea, într-o consiliere, am avut cazul ăsta nu de mult, și soția i-a cerut 10 lei. Și dăm 10 lei. Dar pentru ce trebuie? Păi bă, omule, mă, 10 lei, mă, 10 lei. Păi și ea ființa. Vrea să-și cumpă, și poate să-și cumpără pe 10 lei. O bomboană. Cât să dai, nu mai există norme. Există doar test al inimii să-ți vadă Dumnezeu iubirea și cea mai înaltă formă de dărnicie trebuie să știți că este aceea pe care nu ți-o cere nimeni. Da? De aceea, cicatricea asta arată că iubirea a trecut peste tine. Și spre final, bun, și cât hotărâm în inimă să dăm, unde, cui să dăm. Nu? Dacă vorbim despre dărnicie ca despre o cicatrice a iubirii și e normal să fie așa, am învățat că există un ciclu, primești, dai, primești, dai. Nu există norme, e un test al inimii, cât hotărăști tu în inima ta. Și bun, dacă tot hotărăști, cui dai pentru ce să dăruim? Acum dumneavoastră trebuie să înțelegeți, care credeți dumneavoastră că este cea mai mare realizare a lui Dumnezeu pe pământ, în care a investit tot. Că trebuie să văd și eu dacă Dumnezeu a investit tot în afacerea asta, o punem în ghilimele, că nu e bun afacere, dar să zicem să înțelegeți. Dacă a creat cel mai frumos lucru, fiți atenți, lucrul ăsta pe care l-a creat Dumnezeu durează veșnic, nu moare niciodată, nu poate să învingă iadul, moartea, nimic! A creat o instituție, a creat ceva superb, este frumusețea lui, este mireasa lui, este os din oasele lui și tot ce a avut Dumnezeu a investit în ea. Cum se numește? Biserică. Păi dacă Dumnezeu a investit tot în ea, unde să dăruiesc eu? Păi în ceea ce Dumnezeu are frumos, dacă El a investit tot în ea și eu fac tot posibilul să investesc tot în ceea ce a făcut Dumnezeu. A, că voi nu vedeți frumusețea lui Dumnezeu, că nu vedeți că e mireasa lui, că nu vedeți că e os din oasele lui, că nu vedeți că nimic nu se compară cu această frumusețe, aia e cu totul altceva. Dar trebuie să știți, biserica este cel mai frumos lucru de pe planeta asta, care durează veșnic, nu va muri niciodată și nu poate fi învinsă niciodată. Este noua zidire și creația lui Dumnezeu. Este mireasa lui Dumnezeu și va merge la nuntă. Și eu, dacă îmi deschid inima și am o hotărâre în inimă, trebuie să investesc în ce a investit Dumnezeu. În biserică. Dar de ce? De ce în biserică? Pentru că dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Biserica este un punct unde oamenii din afară trebuie să intre. Și asta se numește mântuire. Și eu trebuie să investesc totul în mântuirea oamenilor. Acum, cum pot oamenii să fie mântuiți? Cum vin la credință? Prin cuvânt.
Cum se desăvârșesc oamenii din biserică, cum se sfințesc oamenii din biserică? Prin adevăr, prin cuvânt. Asta însemnează că motorul de bază prin care oamenii sunt mântuiți, sfințiți și desăvârșiți este cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci dacă Dumnezeu alege un om să-l trimită cu acest cuvânt pentru mântuire, desăvârșire, zidire, sfințirea bisericii și a oamenilor, atunci sigur Dumnezeu trebuie să îngrijească de omul ăla prin altcineva. Noi să știți la un moment dat în Faptele Apostolilor că zice nu se cade pentru noi să slujim la mese. Zice, noi ce vom face? Vom stărui în rugăciune și în cuvânt. Ei, oamenii ăștia care stăruiesc în rugăciune și în cuvânt și sunt dedicați numai acestui lucru și merg pe toată planeta asta și nu mai fac altceva, oamenii ăștia, sigur, dacă Dumnezeu a trimis pe cineva, trebuie să îngrijească de el prin altcineva. Și atunci biserica are apostoli, are proroci, are evangeliști, are păstori. Acum dumneavoastră gândiți-vă, dumneavoastră de exemplu, dumneavoastră citiți din Biblie. În fiecare zi mă gândesc. Dar aveți mult de lucru. Dumnezeu v-a dat resursele necesare să puteți, capacități, să vă învârtiți în lumea asta și să câștigați bunurile ei. Așa v-a creat Dumnezeu, așa v-a dat. Ei, pe altul a chemat într-un mod special să se dedice rugăciunii și cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci, peste tot în Scriptură, spune lucrul ăsta, caută Galateni 6:6, că e un verset foarte frumos. Eu nu știu dacă există cineva să aplice versetul ăsta. Ia auziți dumneavoastră, cine primește învățătură în cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce îl învață? Dumneavoastră vreau să trăiască asta. V-ați gândit vreodată când citiți aici? Dom'le, dacă cineva vă îmbogățește pe dumneavoastră spiritual în cuvânt, dumneavoastră trebuie să-i faceți parte de toate bunurile care le aveți pământești, ca și ăla să trăiască din cuvântul ăsta. Și atunci iar e o potrivire. Tu te îmbogățești de la cineva spiritual și ăla trăiește prin bunurile tale. Și Apostolul Pavel zice să facă o strângere ajutoare pentru sfinții de la Ierusalim. Și zice neamurilor să merită să faceți colecta asta pentru sfinții ăia, pentru că ei v-au dat bunurile lor duhovnicești și acum mare lucru să le faceți și voi parte de bunurile materiale. Și atunci trebuie să fie din nou o potrivire. De aceea trebuie să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră. Este un drept în Evanghelie, îl prezintă și Apostolul Pavel, citiți la Corinteni, citiți la Timotei, prezbiterii, lucrătorii, zice Apostolul Pavel, ce numai eu n-am dreptul ăsta, adică era un drept. Ce numai Chifa are dreptul ăsta și-și ia soția să meargă peste tot și să trăiască din cuvânt. Nu zice, cine merge cu Evanghelia trebuie să trăiască din Evanghelie. Pentru că dacă folosești boul, trebuie să lași să mănânce și el din grâu sau din ce treieră. Înțelegeți dumneavoastră? Și atunci fiecare om care e îmbogățit în cuvânt din punct de vedere spiritual și e mântuit și merge spre desăvârșire și sfințire prin ceea ce ascultă în biserică de la oameni, trebuie să facă parte de toate bunurile care le are și celorlalți care îi învață. Și atunci dumneavoastră trebuie să vedeți, domnule, ăsta e bun de dus în Africa, ăsta e bun de dus în China, ăsta e bun de stat în biserică și de păstorit biserica, ăsta e bun să meargă la evangelizare. Și oamenii care au posibilități și resurse financiare trebuie să facă o potrivire dacă se îmbogățesc spiritual de la ăștia. Atunci trebuie să facă parte și ei de toate bunurile care le au și celui ce învață. Nu există așa ceva. Foarte rar oamenii își dau seama de asta. Dar știți de ce? Există un lucru pentru care nu fac treaba asta, că se gândesc că îi îmbogățesc pe ăștia care învață. Și bă, dar ce să-l îmbogățesc eu pe ăsta? Ascultați-mă, ăla care e slujitor adevărat și s-o dedica rugăciunii și cuvântului, ăla nu trebuie să îmbogățească niciodată. Ăla trăiește din Evanghelie, nu se îmbogățește. Păi bun, dar dacă toți dau din bunurile lui ăsta, nu ajunge ăsta bogat? Nu. Pentru că și el respectă cuvântul, primește și dă. Și el e ca o sită. E adevărat că mulți s-au îmbâxit sita la ei. Și când se îmbâxește, sita miroase urât.
Și atunci toți oamenii zic, bă, păi dar nu l-ai văzut pe ăla, pe slujitorul ăla, nu l-ai văzut pe slujitorul ăla. Dar slujitorii adevărați al lui Dumnezeu fac și ei același lucru. Dacă au mai mult decât omerul care le trebuie, ce fac? Dau mai departe, ca și ucenicii, ca și Domnul Iisus. Păi Domnul Iisus știa unde sunt toate comorile. Domnul Iisus, dacă primea ceva, împărțea cu alții. Și un slujitor adevărat, care se dedică rugăciunii și cuvântului, nu se dedică să se îmbogățească. Pentru că n-are în minte lucrul ăsta, nu caută lucrul ăsta. Și atunci el ce face? Împarte și el mai departe. Și nu devine bogat. Doamne, ai milă de noi. Amen. Dar, dragilor, trebuie să vă gândiți bine la asta. Acum există, Pavel zice la un moment dat într-o biserică în Corint, zice, n-am luat dreptul ăsta, nu m-am folosit de dreptul ăsta să nu pun o piedică în Evanghelie. Și atunci slujitorul trebuie să vadă anumite curse și să nu primească acolo unde este o cursă ca să împiedice Evanghelia. Dar Pavel primea din alte părți darul. Dar dacă este ceva, de exemplu, știu de un slujitor care nu primește bani de la biserică din motivul că este la țară și cei din biserică sunt bătrâni. Și când se duc acasă, au nepocăiți în familie, zic, bă, de unde ai dat banii? Păi ce, bă, tu voi faceți bogat pe ăsta, bă, care predică la voi, pe... Și nu primește bani. Dar asta nu înseamnă că e păstă tot asta. Acolo, în biserică, aia nu primește bani. Dar probabil că primește daruri din altă parte. Dar dacă vede, bă, ceva nu merge în satul ăsta, se pune o piedică la Evanghelie, pac, opresc. Dar există un drept. Și prezbitere trebuie să fie cinstiți cu lucrul ăsta, pentru că așa spune Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu să-l duci este cel mai măreț lucru de pe planetă. Și dacă un om s-a dedicat pentru cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune, atunci trebuie să știți că Dumnezeu are ochii îndreptați spre el și nu trebuie doar să vă rugați pentru el, ci trebuie să-l susțineți, indiferent unde se duce în lumea asta. Pentru că Evanghelia trebuie să ajungă până unde? Și trebuie să vezi, bă, dacă Evanghelia e importantă și trebuie să ajungă la toți oamenii să fie mântuiți, să intre în biserică, păi trebuie să susțin lucrarea asta. Dacă sfințirea și desăvârșirea în biserică e importantă, trebuie să susțin lucrarea asta. Și dumneavoastră vă faceți partea dumneavoastră. Dacă predicatorul se îmbogățește, Dumnezeu îl va trage la răspundere, pentru că înseamnă că el și-a dorit bogățiile, nu și-a dorit să trăiască pentru Evanghelie. Doamne, ai milă de noi. De aceea asta e cea mai importantă lucrare, biserica, și biserica are mandatul ăsta să meargă să vestească Evanghelia. Dumneavoastră știți cât costă mântuirea unui om? N-are preț. Auzi, n-are preț. Ce contează niște bani și niște cartofi și niște nu știu ce acolo, dacă asta nu are preț? Și dumneata le poate ți-o da Dumnezeu în zestrarea să faci altceva. Nu poți să predici. Nu poți să cânți. Nu poți să duci Evanghelia cumva, nicăieri în lume. Dar poate poți să faci parte din toate bunurile tale și celui ce te învață. De aceea gândiți-vă dumneavoastră cum vă dezvoltați spiritual. Și dacă primiți învățătură și vă dezvoltați spiritual, aveți grijă de oamenii aia. Știu că nu vă place tot, da? N-am ce să fac, eu v-am spus Biblia. Da? Și ce mai are biserica? Pentru ce mai trebuie să investim? În Evanghelie, în lucrători, da? Atunci biserica mai are o categorie care niciodată nu stă la coadă înaintea lui Dumnezeu, pentru că sunt special și favorizați. Săraci, orfani și văduve și străini. Dumneavoastră trebuie să știți, ăștia nu stau la coadă. Ăștia Dumnezeu e cu ochii pe ei. Și când strigă un nenorocit, și atunci a trebuit să fii și dumneata atent. Hai să vă citesc câteva versete. Psalmul 41 cu 1, dacă poți să pui. Ia uite ce zice. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac. Fiți atenți aici. Căci în ziua nenorocirii Domnul îi zbăvește. Domnul păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul sprijină când este pe patul de suferință, îi ușurez durerile în toate bolile lui. Vreau să vă dați seama. Dumnezeu zice, băi, dacă faceți lucrul ăsta pentru un sărac, trebuie să înțelegeți, sunt oameni lăsați
cu incapacități. Și noi trebuie să fim atenți, dar Dumnezeu nu rămâne dator. Spune în alt verset, zice, cine ajută sau dă unui sărac, împrumută pe Domnul. Să rămână Dumnezeu, rămâne dator la tine Dumnezeu dacă îl împrumuți pe el. Ce zici dumneavoastră? E ca tine. Păi dumneavoastră înțelegeți, după aia la 1 Timotei vorbește despre o listă a văduvilor care trebuie susținute. Și atunci trebuie să fim foarte atenți. Dom'le, fiecare biserică are un teritoriu în jurul ei și trebuie să fim atenți la săraci, la văduve, la străini și la orfani. Ei, asta este biserica, este instituția lui Dumnezeu. Vor exista dureri. Unii dintre dumneavoastră veniți aici loviți, unii veniți răniți, unii veniți frânți, unii veniți terminați. Și atunci există o potrivire de la ceilalți să vă ajute când ajungeți în nevoi și în crize. De aceea nu ar trebui să fie sărac în biserică. Deci n-ar trebui o biserică să aibă săraci și dacă are și nu-i poate ține, trebuie să vină bisericile din jur să ajute. E, de-aia nu mai poți rămâne bogat. Că cu atâtea lucruri care le ai în jurul tău, dacă împarți, atunci se face o potrivire. Ăla bogat scade, ăla sărac crește. Păi ce zice? Domnul Iisus a fost bogat și s-a făcut sărac. Nu-i problema că ești bogat. Numai că trebuie să sărăcești împărțind. Doamne, ai milă de noi. Ar vrea să închei în seara aceasta, să mai spun un lucru. Când dăruiți, trebuie să fiți atenți la ceva. Dacă aveți datorii la cineva, nu mascați lucrul ăsta, nu aduceți bani la biserică. Plătiți-vă datorile. Pentru că Dumnezeu iubește mai mult adevărul decât banii tăi. Dacă ai împrumutat de la o persoană și ai spus îi dau săptămâna viitoare și nu i-ai dat și ai mințit lucrul ăsta, te rog, înțelege că nu-ți primește nimeni banii la biserică. Du-te și respectă-ți adevărul. Nu veni tu să faci nu știu ce lucrări misionare, să dai la predicator, să dai nu știu unde, să arăți nu știu ce, că tu dai nu știu ce și tu ai împrumuturi la altcineva pe care le-ai spus că le dai și nu le-ai dat. Trebuie să fii foarte atent la lucrul ăsta. Că sunt o grămadă de oameni în biserici care dau bani. Dar să împrumutați până aici. Eu nu vorbesc acum de un împrumut la bancă cu care faci o înțelegere clară, pe 30 de ani plătesc. Nu e vorba de asta. E vorba dacă ai luat împrumut de la un frate, de la o soră, de la o persoană care este din lume și i-ai spus, domne, luni îți dau banii. Tu nu dai luni banii, dar vine, nu știu, te duci la biserică și spui, băi, hai să chemăm pe cineva să predice la Evanghelia. Pe cine vreți? Eu susțin dacă aduceți de la Pașcani. Eu susțin toată lucrarea. Ascultă-mă. Nu fii hoț. Du-te și îți plătește datoria. Eu am fost uimit de oameni care au zeci de mii de euro datorie, dar ei fac lucrări pentru Dumnezeu. Eu nu zic să nu faci, nici nu te opresc. Dar când pe un om l-ai lăsat cu inima frântă înaintea lui Dumnezeu care strigă, tu trebuie să-ți plătești datoria, nu sunt banii tăi. A, sau dacă vrei să dai la biserică, spui, uite, dau din partea lui fratele cutare, că nu i-am dat banii și îi dau aici. Dacă tot nu vrei să-i dai. Dacă tot ți-ai propus să nu dai, măcar dă-i din partea lui, nu-i dai din partea ta. Dar asta am făcut așa, o paranteză, să nu neapărat să faceți așa. Dați-i banii înapoi la om. Deci, dumneavoastră, trebuie să înțelegeți lucrul ăsta. Păi, mi-a zis cineva, m-a sunat, zice, frate, într-adevăr, o familie cu mulți copii și cu necazuri, nu faci cumva că dumneata le cunosc să îmi dea cineva împrumut 3.000 de euro. Și nu de mult s-a întâmplat lucrul ăsta. Zic, băi, omule, eu nu pot să fac așa ceva, că ăștia mă prind în cărlig. Nu că nu cunosc oameni. Dar automat când am zis la cineva, bă, dă-mi împrumut 3.000 de euro, mă prinde în cârlig data viitoare. Zice, bă, știi ce am făcut eu acolo, înțelegi? Bă, zic, dacă vrea să dea, dă el așa. E foarte greu să te bagi împrumut, înțelegeți dumneavoastră, pentru că
Întotdeauna ești prins. Tu nu mai ești liber, ești ca un rob. Și trebuie să-ți plătești datoria și s-ar putea să nu mai ai. Și atunci nu trebuie să faci pe fățarnicul să dai bani la biserică, ci trebuie să-ți plătești datoria. Spui la biserică, fraților, eu-s dator un an de zile, dar fără șmecherie, fără viclenie. În realitate, că degeaba faci lucrări misionare, faci evangelizări, faci nu știu ce, și tu... Păi ia gândiți-vă dumneavoastră, dacă mă duc eu să cer bani la... Mai ales să cer bani la unul din lume. Și mă duc la ăla din lume. Bă, dă-mi și mie 1000 de euro, da? Și mă întreabă la... Dar cine e tatăl tău? Păi zic, Dumnezeu. Cum? Dumnezeu e tatăl tău și vii să ceri bani de la mine și tatăl meu e diavolul. Și o grămadă de pocăiți se împrumută la aia din lume. Păi, eu dacă aș fi din lume, v-aș întreba. Cine e tatăl dumneavoastră? Înseamnă că Dumnezeu nu vă poate purta de grijă dacă veniți să luați bani împrumut de la unul din lume. Sau v-ați întins mai mult decât vă este pătura. Și nu Dumnezeu v-a vrut să vă băgați în așa ceva. Și atunci luați bani de păstă tot și facem și pe grozavi în biserică. Nu merge. Eu vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Nu că biserica n-ar avea nevoie de bani, dar trebuie să fim corecți. Eu v-aș putea înșela, oameni buni, dați așa. Nu. Nu. Fiecare să dea cui este dator. Și atunci dai lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Și mai un lucru. Dacă aveți în familie oameni pe care nu-i îngrijiți și nu aveți grijă de ei, bătrâni, văduvele de la dumneavoastră, și dați bani, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, v-ați lepădat de credință. Și dacă nu poartă cineva de cei din casa lui grijă, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Dar facem paradă la biserică dăruind. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți, când curtăm oameni pentru finanțe, ca au bani, asta e o degradare a bisericii. Să curtezi oameni care au bani, ai, da, nu știu ce, la biserică, nu contează că au datorii, nu contează că acasă au oameni care nu îi îngrijesc. Asta e o degradare. Oameni buni, biserica nu stă în bani, stă în putere! Eu cred că dacă ar fi Pavel și apostolul acum și n-ar mai avea niciun ban, dar ar fi putere, biserica merge înainte. Dar asta nu semnează că nu trebuie să dăm, numai că eu vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră pe toate părțile, pe toate coperțele și să vă spun, dacă aveți datorii, încercați să înțelegeți că Dumnezeu iubește adevărul și dacă ai zis că îi dai, trebuie să-i dai. Și dacă aveți în casele noastre bătrâni, bătrânice, oameni cu infirmități, cu handicapuri și nu aveți grijă de ei, dar vreți să faceți pamparadă în biserică, că dați dumneavoastră și faceți nu știu ce, trebuie să înțelegeți că nu este cinstit și corect. Vezi de tatăl tău și de mama ta care te-au crescut și au ajuns bătrân și bunica și bunicul care te-au ținut în brațe când ai fost prunc. Și dă-le paharul de apă, dă-le paharul de lapte, dă-le mâncarea care trebuie, poartă-le de grijă, să aibă căldură, să aibă tot ce le trebuie și poți să dai și la biserică. Sau poți să dai pentru lucrarea Domnului. Dar n-ar fi cinstit corect să faci tu nu știu ce misiuni pe nu știu unde și tu nu faci misiuni în casa ta. Te duci să ai grijă de săracii din Africa, nu-i rău. Ca să arăt, băi, am fost în Africa, Domnule, am făcut proiecte, nu știu ce. Și maică ta plânge și cu lacrimi în ochi. Nu merge. De aceea, dumneavoastră, trebuie să știți lucrul acesta, să fiți cinstiți și corecți în dărnicie. Dacă vreți să dați, puteți să dați pentru lucrarea Evangheliei, pentru lucrători, săraci, văduve, orfani, și am uitat să menționez un punct care e din bunul simț, nici măcar nu-ți trebuie Duhul Sfânt, pentru întreținerea bisericii. Noi o să trebuie să înțelegeți, noi suntem o familie, de aici trebuie să plătim toți curentul. Dar asta nici nu trebuie să ai Duhul Sfânt. Că asta oriunde. Asta deja e bunul simț. Adică cum, bă? Eu nu dau nimic la curent, nu dau nimic la căldură.
Nu dau nimic că stau pe scaunele astea. Nu dau nimic la curățenie. Astea sunt chestii administrative care trebuie susținute. Asta nici nu mai vorbim. Dacă vreți curat în biserică și vreți o femeie să facă curat, trebuie să o plătiți, cinstit, corect. Vreți să stați pe scaune de lemn? Stați pe scaune de lemn. Vreți să stați pe scaune tapizate? Trebuie să facem totul ca o familie. Dar asta nici nu se mai pune în socoate. Nici nu punem asta. Da? Haideți să ne ridicăm și să recapitulăm și să intrăm într-o rugăciune. Nu uitați, dragilor, că biserica adevărată se va cunoaște după iubire. Și iubirea lasă semne, lasă urme și lasă cicatrici. Cicatricele care lasă iubirea se numește dăruirea și dărnicia. Dar ne-am ocupat în seara asta într-un mod special despre dărnicie. Nu uitați că cerul nu primește nimic, doar dă, pământul primește și dă și se creează atâta frumusețe, ființele de pe pământ primesc și dau și se creează atâta frumusețe până ajunge la om. Omul în mintea lui are strâng totul pentru mine. Și am uitat multe lucruri din Biblie și am uitat că Domnul nostru nu a fost bogat și am uitat că vorbim despre un Domn care a fost simplu, dar ne strângem bogății și trăim ca lumea. Nu e problema că ai, problema este să împarți ce ai. Pentru că la un moment dat apostolul spune, zice, fiecare dintre voi să muncească să aibă. Dar să aibă de ce? Să aibă să dea. Și atunci ai foarte bine că ai, că dacă n-ar avea nimeni, vă dați seama ce ar fi. E foarte bine că ai, Dumnezeu te-a înzestrat cu capacitățile astea să aduni peste omerul care l-ai tu necesar pentru tine și familia ta și ce ai strâns peste, nu lăsa să ruginească. Folosește! Folosește și împarte. De aceea, cât să dai, nu mai există norme. E un test al inimii, fiecare să dea după cât a hotărât în inimă. V-a dat câteva cazuri din Scripturi care au dat fără norme, da? Și apoi cui să dăm, unde să dăruim, cea mai frumoasă realizare, lucrarea lui Dumnezeu este biserica, Evanghelia, cuvântul care ne îmbogățește spiritual și ne duce către cer, și văduvele, săracii, orfanii, străinii, la fel, lucrurile administrative, pentru că locuim ca o familie, dar aveți grijă să nu fiți datori. Și să aveți grijă de cei din familie dumneavoastră. Ei, când Domnul Iisus i-a zis unui tânăr bogat, vrei să vii după mine? Fă ceva și îți aduni o comoară în cer. Când i-a vorbit despre bogății, știți ce a făcut tânărul? A plecat întristat. Nu știu cum o să plecați dumneavoastră. Întristat sau bucuroși, da? Eu mi-am făcut slujba și v-am predicat adevărul. Dumneavoastră mergeți cum doriți, dar ascultați-mă, adevărul vă va face liberi. Omul care dăruiește este fericit, pentru că așa spune Biblia, mai ferice să dai decât să primești. Dar primești și dai. Dar dumneavoastră când vă bucurați mai mult? Când primiți sau când dați? Că aia zice, ferice mai mult să dai decât să primești. Adică primești, dar ești mai fericit când dai. Dumneavoastră când sunteți mai fericiți? Când primiți sau dați? Așa se vede dacă suntem pământești, că dacă ești pământesc, îți place numai spre tine să primești. Dacă ești ceresc, îți place să dai spre alții. Acum, cum sunteți dumneavoastră mai fericiți? Eu vă spun că dacă vine unul acum cu un tir de bani în parcare, zice, dau la fiecare 1.000 de euro. Eu vă spun că vi se duce așa, la mulți dintre dumneavoastră. În sfârșit, dacă vă zice în fiecare dintre dumneavoastră să dăruiască, dumneavoastră nu vedeți că nicăieri în lume nu se dau bani ca la biserică, pe cântare. De-aia zice, fraților, cântăm o cântare și facem colecta. Păstă totul ne cer, nu se cântă, că nu-i de cântat. Nu cântă nimeni când trebuie să dai undeva bani. V-ați dus odată la primărie să dați bani să cântați? Duceți-vă și faceți o cântare când dați impozitele. De ce nu cântați? Nu vă pică bine. Și oriunde te duci și dai bani, nu-ți pică bine. Numai la biserică, când dai bani, e pe cântare. Numai să nu fie rămas numai formă.
Pentru că de ce cântăm noi când dăruim? Pentru că suntem fericiți. Suntem fericiți când dăruim. Binecuvântat să fie Domnul. Da, acum poate unii o să interpreteze în multe forme predica asta, nu știu, dar eu am încercat să mă țin de adevăr și dumneavoastră credeți adevărul și trăiți adevărul. Haideți să intrăm într-o rugăciune comună în care să ne rugăm pentru ca Duhul lui Dumnezeu să toarne în noi dragostea Lui. Și dragostea Lui să lase cicatrici, urme și semne în inima noastră, dăruirea și dărnicia. Și să rămâneți cu urmele astea, că le vor vedea toți și vor cunoaște toți că suntem ucenicii Lui. Nu poți să fii fiul iubirii și să n-ai cicatrici asta. Nu poți să urmezi iubirea și să n-ai cicatrici asta. Ești ucenicul Lui. De aceea, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne ajute pe toți să trăim adevărul. Amin. Cu toții, Domnule.